La 20 de ani după debutul său cu volumul de versuri Alcătuire de Chip, colonelul Valeriu Pricină, șeful grupului audiovizual al armatei, își adună cele mai frumoase poeme într-o antologie reprezentativă pentru complexitatea talentului său. Regăsim în tomul primit la redacție versuri îndelung cizelate din volumul de debut, dar și din cele ce i-au urmat, Un târgoveț pe la început de veac, Memorial pe o așchie de scut și Varia Vestis. În așteptarea lansării antologiei de poeme în orașul nostru, să reținem aceste fraze definitorii ale scriitorului Mihai Ungheanu despre Valeriu Pricină. Poezia lui Valeriu Pricină este poezia unui vorbitor în dodii, care își ferecă adesea versul în manieră barbiană enigmatică. În poezia generației lui, Valeriu Pricină aduce acest aer ostentativ compozit, baroc, cadru de bună vestire neagră pe fondul unei suferințe controlată până într-o zi.